Mamă, bă, ce zi frumoasă în cartierul nostru minunat, în casa mea minunată și a lui Andrei, dacă stau să mă gândesc. Andrei, nu e așa că e minunată, mai ales de când avem totul plătit, toate ratele plătite și în sfârșit avem totul înapoi. Dar ce e lectern-ul ăsta? Bă, Andrei, vino mă să-ți iei lectern-ul și prostile. Andrei? Ha, bă, nu din nou, nu spune că iară. Mă, ăsta iar a plecat de acasă. Incredibil. E la baie. Andrei! Mă, unde e Andrei? Andrei! Unde ești, mă, băiatule? E jos? Nu, nu e nici jos. Mă, ce... Uite, mă, își lasă toate prostile. Stai așa, stai. Dă-mi cartea asta. Ce asta? Citește bai străinul. Oh, mamă, ia, bă, ia, că avem ceva important. Eu l-am răpit pe Andrei 2010? Ha, ha, ha. Tu urmezi acum, Andrei este complet dispărut și nu o să mai dai niciodată de el? Străin. Ha? Ce? Andrei, ieși mă, unde? E camera ascunsă, e... Andrei, nu e amuzant. Ești după green screen-ul ăsta. A? Andrei? Bă, băiatule, unde? Aici nu e. Missing? What? What? Missing? Ce mă? Bă, 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 stai o secundă. Nu, deci în primul rând asta trebuie să fie o farsă, nu? Gen, asta trebuie să fie o glumă. Adică, cum missing? Ok, mai bine sparg asta de aici. Bă, băiatule, deci Andrei a fost dat dispărut. Am primit un mesaj că efectiv a fost răpit. Și acum ce? E bine, cred că ca prieten ar trebui să urcă mașină. Ok, ar trebui să urcă mașină și gen să mă duc să-l caut? Da, nu prea știu ce să zic din simplu fapt că 100% se descurcă și el, adică e băiat mare, nu? Dar ar trebui să mă îngrijorez? Ok, nu, stai puțin, ca prieten, da, cred că ar trebui să mă îngrijorez, așa că... Hai să începem să-l căutăm pe Andrei, presupun. Bă, frate, copacii am verificat, dar nimic, bă, frate, bă, nimic, efectiv, absolut nimic. Deci, să zicem că în parc nu ar fi, da, cred că ar trebui să mă duc la mașină și să continui căutarea, presupun, în total altă parte. Bă, frate, bă, deja, efectiv, încep să mă panichez, n-am să mint. Decât ar trebui să, nu știu, să intru casele oamenilor, efectiv. Bă, Andrei, unde te-ai dus, mă? Adică sunt doar câteva case în cartierul ăsta, trebuie să-l găsesc, la baie nu e. Doamne, îți dai seama, cine am intrat în casă, efectiv? Andrei, unde ești? Cine te-a răpit? Unde ești? Așa se arată destul de ciudat. Cred că ar trebui să-mi cumpăr și una. Bă, frate, unde e Andrei, efectiv? Nu, deci efectiv cred că o să mă duc în celălalt ora să-l caut. Deja nu mai pot, efectiv. Ce mă, una al poster cu Andrei missing? Oh my god, bă, da, cine a pus atâtea de astea? Ok, cred că treaba e destul de serioasă. O să-l iau și, nu știu, mă duc în continuare. N-am nici cea mai mică idee unde mă duc, dar... Cred că mă duc în celălalt oraș. N-am efectiv ce să fac. Mă duc efectiv în celălalt oraș. Olo, bă, frate, dar de-abia mai merge răpciuga asta de mașină. Bă, nu știi ceva, am venit să-l caut pe Andrei. Dar o să fac un mic popas la dealerul de mașini. Că, efectiv, domne, deci eu nu mai pot cu mașina pe care am luat-o acum 10 zile de la dumneavoastră. Vreau să-mi dați alta. Cât, bă? No, deci cu prețurile astea îmi pare rău, dar sunt jignit. Să știți că... Doamnă, să știți că pe dumneavoastră nu v-am întrebat nimic. Doamnele, să știți că eu o să vreau banii înapoi. Mă, ce m-a lovit? O mașină... Oh, ok, mașina asta nu arată rău, actually. Da, chiar nu arată neapărat rău. Ok, wow, wow! Domnule, cred că e o mică problemă cu mașina aia, gen, merge puțin singură. Da, wait, dacă e o mașină de aia cu inteligență artificială? Ia! Băi, ești nebun! Merge mașina singură! What? Domne, cât vreți pe mașina aia? Bă, da, e tare mașina asta. Dar nu știu dacă ar merita atâția bani, numai că e foarte suspect că, efectiv, uitați-vă și voi. Se ține după mine, what? Bă, mă, și bate mașina, what? Ajutor, ce bă? Bă, dar ce ciudate sunt mașinile din ziua de azi. Efectiv, o să-mi iau căruciorul ăsta și mă duc, efectiv, nici nu știu unde să mă duc. Bă, efectiv, nici măcar nu știu unde să mă duc din simplu fapt că... No, actually, aș face niște cumpărături, sincer. Chiar aș face niște... Oh, mamă, bă, dar asfaltul ăsta, uite-te și tu, are denivelări, efectiv.
Doamne, cât de ciudat e. Da, hai să mergem să facem niște cumpărături și poate îl găsim pe Andrei, nu știu, casier sau ceva. Poate la cumpărături găsesc ceva. Sau oare chiar găsesc la cumpărături ceva? Asta e întrebarea. Ok, ideea în felul următor. Ar trebui să... Hai să intru în magazin să văd dacă... Dacă dăm cumva de Andrei 2010. Ok, aici e ud pe jos, cu grijă, cu grijă, cu grijă. Ok, ne luăm după săgeți. Poate este totul un plan făcut de el. Un sign. Mopuri la reducere. Oh my god, n-am cum să ratez asta. Cred că efectiv e semnul. N-am cum, efectiv, mopuri la reducere. Opa, ce? Bă! Nu știu ce a fost asta, dar ceva m-a împins și n-am nici cea mai mică idee ce. What? De ce-s banii singuri din ATM? Asta e de-a dreptul ciudat. Da, cred că o să iau orice mașină și o să plec de aici. Totul e prea dubios. Hai în următorul oraș neapărat. Ziua 2, în căutarea lui Andrei 2010, mă aflu în complet alt oraș. Deoarece mi-am luat o chirie, deoarece am aflat de la niște prieteni comuni cum că Andrei s-ar fi mutat recent în orașul ăsta, numai că e o singură problemă. Nu e aici efectiv nimeni în afară de băiatul ăsta care tocmai ce m-a împins, care e ceva proprietar. Băi, de ce mă împinge efectiv? Nu înțeleg. În schimb, avem aici cheia de la o super mașină. Haideți să vă prezint și vouă. O mașină care arată așa efectiv. Și voi merge cu această mașină în căutarea lui Andrei. Hai să vedem dacă găsim ceva în orașul ăsta. Să sperăm că da. Pentru că momentan nu văd nici urmă de Andrei 2010. Ce v-am spune că Andrei ar sta într-o casă de genul? Adică spuneți voi că asta n-arată efectiv o casă de Andrei 2010, pe bune. Sau, mă rog, o casă unde ar sta. Uite-l, chiar ăsta este Andrei 2010. Nu, este doar un porc. O găină, ok. Ok. Îl simt. Îl miros, parcă îl miros. Ok, fii atent, hai să sparg geamul ăsta. Deși nu știu dacă ar fi atât de safe să sparg geamul ăsta pe aici. Ok. Mă, ce? What? Ce? Ok, asta nu știu de ce s-a întâmplat. Bro! Ok, am venit în primul oraș. Nu știu dacă mai țineți minte unde aveam casă cu Andrei, știți voi, pentru a-l căuta. Pentru că s-ar putea să existe o șansă să se fi întors la casa cealaltă. Pentru că el spune că a vândut-o, însă din câte am văzut eu, cheile încă sunt acasă. Deci, practic, asta înseamnă că ce se întâmplă? Domnule polițist, de ce e o mare barieră aici? Adică pot să trec? Ok. Dar care-i fa... ok, să citesc ăsta. Ne pare rău, orașul este închis pentru vizite din exterior din cauza disparițiilor multiple ale cetățenilor care sunt rezidenți aici. Pe scurt, dispar foarte mulți oameni din oraș, primim foarte multe reclamații de dispariții și nu știm exact de ce. Vă rog să vă întoarceți de unde ați venit până nu suntem nevoiți să aplicăm forța. Ok, dumneavoastră sigur sunteți polițist, adică păreți așa cam nou la job. Ok, pot să știu care e numele dumneavoastră măcar? Nu! What? Păi și atunci ce fel de polițiști sunteți dacă nu pot să vă știu? Nu, ok, am plecat, da, ok. Bă, frate, ce polițiști avem și noi în orașul ăsta, ce bine îmi pare că m-am mutat, sincer. Foarte ciudat. Nu, știi ceva, gata, nu mai suport, nu mai pot să-l caut eu pe Andrei, pur și simplu renunț. Deci mă duc până la poliție, denunț dispariția și poliția ar trebui să-și facă treaba. Și dacă mă întrebați, da, mi-au luat motor. Din banii lui Andrei, dar hei, până la urmă, gen, nu o să se supere, nu? Adică, cred că o să fie recunoscător dacă îl găsesc, adică, doar nu o să se supere sau ceva. Da, deci sunt în momentul de față la poliție și am să denunț plângerea. Bună ziua? Bună seara, cred? Bună ziua? Andrei, tu... Wait! Andrei, tu ești? Andrei? Andrei, tu... Ăsta e. Dar n-are nume și n-arată ca el. Eu sunt Andrei? Da? Păi și unde ai fost până acum? Te-am căutat toată ziua. De unde mă știți? Andrei, îți bagi joc? Efectiv, te-am căutat toată ziua. Și te găsesc random într-o... Cred că ce? Andrei! Căutați alt Andrei. Stai, cum vă cheamă? Nu vă cheamă Andrei 2010? Gen Andrei 2000... Ba da? Dar ce? Cred că... Nu spuneți că efectiv asta...
Căutați alt Andrei 2010. Stați! Câți ani aveți? ...25 de ani. Ok. Păi și atunci de ce aveți 2010 nume? În 2010 mi-am descoperit pasiunea de a fi polițist. Da, ok. Și pasiunea de lege. Da, cred că are sens. Plus de asta scrie prea corect gramatica ca să fie Andrei 2010. Stați! Încă o secundă. 2 plus 2 4, domnule. Da, ok, ok. Nu contează. Domnule, deci sunt disperat. Ideea e în felul următor. Mi-a dispărut prietenul. L-am căutat non-stop. Am fost în 3 orașe diferite să-l caut și nu-l găsesc, domnule. Vă rog, pot să iau și o felie de pizza? Cum îl cheamă? Deci stați să vedeți. Numele lui este Andrei 2010. Coincidență fix ca dumneavoastră. Și sunt disperat, domnule. Vă rog să mă ajutați de urgență. Scuzați-mă. Pot să iau o gură din cafeaua asta? Mamă, dar câtă pizza aveți pe aici, domnule. Da, deci sunt în prag de disperare. Vă rog, ajutați-mă. Ok, vă înțeleg disperarea și înțeleg de ce m-ați confundat cu el. Da, deci, vă rog, mă puteți ajuta. Deci, fac orice. Mă, buda, pizza asta chiar e bună. 2 secunde să caut ceva în baza de date? Oh, sigur, nicio problemă. Vă rog, efectiv, chiar, pe bune, chiar sunt disperat. Chiar, nu mai știu ce să fac, credeți-mă. Chiar am încercat, ok, asta e foarte ciudat. Ce? Ce s-a întâmplat, domnule? Explicați-mi, ce s-a întâmplat? Am găsit date despre un Andrei 2010 și aparent. Și aparent ce? Îi place pizza fix. Domnule, ce informație asta? Nu, efectiv, pur și simplu, nu pot să cred că eu am venit la poliție să mi se spună asemenea prostii. Domnule polițist, sunteți serios sau nu? Că nu înțeleg. Ok, deci îl dăm în căutare. Nu! Mergem în căutare, domnule polițist. Nu se poate, haideți, vă rog frumos. Mergem. Nu se poate așa ceva, deci credeți-mă. Nu se poate, vă rog, conduceți. Aveți onoarea, haideți. Vă rog, oriunde am putea să-l căutăm, dumneavoastră știți. Haideți să întrebăm din casă în casă, să întrebăm pe toată lumea. Nu se poate, efectiv, trebuie să-l găsesc de urgență pe Andrei. Haideți, domnule, deci, vă rog, fac absolut orice. O să vă recomand, o să vă cinstesc orice. Domnule, ce faceți? De ce am oprit? O secundă, domnule. Ok, nicio problemă. Ce? E undeva pe aici? Pe la macaraua asta, domnule? Sau care-i faza? Ok, hai să lăsăm, că 100% știi ce face. Se duce, investighează. Fraților, deci am niște emoții, pur și simplu, credeți-mă că... Mamă! Deci, dacă Andrei a pățit ceva, e over. Ia, hai să-l ajut și eu pe domnul polițist, că la urmă m-a simțit prostă. Domnule polițist, ce faceți? Adică, nu-l căutam, gen, pe băiatul Andrei? Pe Andrei 2010, băiatul pe care îl cheamă exact ca... Ba da, domnule, dar... Dar ce, domnule, ce? Unde e? Aici? Pizza asta nu se mănâncă singură? Am nevoie de o pauză. Ok. Domnule, cu siguranță nu așa cred că căutați o persoană care a dispărut. Adică, nu știu, nu cunosc, dar doar îmi dau cu părerea. Credeți că ajută cu ceva? Da, domnule? Ok. El e expertul, presupun. Ok. Cu barca cred că sunt șanse mult mai mari să-l găsim 100%. Doamne. Domnule, îl căutăm pe apă acum? Da. Haideți, domnule, vă rog. Vă rog, orice, efectiv, orice. Ok, aici se pare că e un dead end, adică nu prea e nimic pe aici. Acum haideți să ce? Luăm vaporul de poliție? Da, exact, special, da, perfect. Bună idee, foarte bună idee. Haideți că îl iau pe celălalt și vin după dumneavoastră, mă țin după dumneavoastră, haideți. Încotro, nu, domnule? Păi nu pot să urc la dumneavoastră, domnule polițist. Deoarece nu are o capacitate de 2 persoane. Haideți că mai iau după dumneavoastră. Haideți, vă rog, prietenul meu poate are nevoie de ajutor. Haideți, vă rog. Dați. Haideți pe aici, cred că pe aici. Veniți. Mamă, uitați ce zonă muntoasă, 100%. Poate s-a pierdut pe aici sau ceva, doamne feriște. Hai să vedem. Domnule, cu elicopterul sunteți 100% sigur de chestia asta? Adică, da, domnule, ok, presupun că Dumneavoastră știți cel mai bine. Hai să vedem. Dați-mă în față, haideți să ne uităm peste tot orașul și peste toată câmpia asta, presupun.
Aoleo, aoleo, Andrei, ce-mi faci tu mie? Uite-l că vine. Mamă, deci a zis că are niște informații pentru mine. Hai, domnule polițist, spuneți-mi că e o veste bună. Vă rog, spuneți-mi că e o veste... Domnule... Da, domnule, ascult. Mamă, aoleo, am emoții. În urma căutărilor și investigărilor, am constatat că Andrei, domnul, zice, este de negăsită. Ne pare rău? Cum adică, domnule? Cum adică? Păi și... Îmi pare rău, domnule? Păi și... Andrei? Adică... Andrei... Domnule, nu se poate, pur și simplu. Mă duc să verific ceva în magazinul de haine. Ok, presupun. Zic că vine cu... What? Andrei! Ce faci, mă? Andrei! Ai, te-a găsit un polițist! Nu pot să... Nu pot să cred că te-a găsit în magazinul de haine! Nu? Stai, cum adică nu? Eu eram domnul polițist? Ce, mă? Cum adică să fii tu domnul polițist? Farsă? What? Adică... Andrei, tu vrei să-mi spui că toată chestia asta a fost... Nu te cred. Eu refuz să... Doamne, cum bă să cred așa ceva? Era prea evident, îl chema efectiv Andrei 2010. Ok, Andrei. Dar trebuie să recunoști că sunt un prieten bun pentru că m-am panicat și te-am căutat. Adică n-ai ce să zici. Ia uite-l ce râde, mă. Bă, chiar ți se pare amuzant pe bune? Adică eu chiar m-am îngrijorat, Andrei. Ok, da, wow, ce farsă amuzantă. Acum, dacă nu te superi, știi de la ce a pornit toată căutarea, nu? Știi de la ce, nu? De la ce? Ți-ai lăsat hainele murdare în cameră și treci acasă să ți le strângi!